myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up. Hei, salutare, salutare, bine v-am regăsit la un nou episod. Abia m-am trezit din somn. Acum hai să vedem și noi cum e vremea aici. Dăm frumos banc, abri și ieșim afară. Mba, ce zi spectaculoasă ne așteaptă, ne așteaptă o zi frumoasă. Așa că hai să nu mai stăm mult la discuții. Casa asta oricum cade pe mine, dacă nu, dar trebuie să fac bani, nu am bani. Așa că îmi cer scuze, să schidim ușa măcar să bine. Nu a trebuit să o închid, că nu închid nici pe aia de la terasă. Suntem în episodul 2. Bine v-am regăsit pe Farm Destiny, aici și uite, avem numai găuri pe aici, pe acolo. Am făcut eu două misiuni, am venit foarte ruptă în gură și m-am trătit direct în pat. Am mâncat ceva și așa, acum să deschidem și noi mini-map-ul, pardon, de pe M. Frumos, ne uităm înainte de vedere dacă avem mere, avem informații pe aici. Op, ce-am făcut eu? Bă, ce-am făcut eu? Ești mă, am dat în el. Ha, că merge să te desplasezi, ai observat că nu știam asta, bine că ai revenit. Bășorogule, bine ai revenit, ne-a Ovidiu, frumos din partea ta. Mi-a apărut mult informații, deci avem aici și ăsta odată și Adonea unde era? Nu mai știu unde era. Am mă pune aici, să vedem. Adonea era pe aici, pe la ăsta era. Bun, hai să mergem să luăm pe ăsta de aici și care punem aici, pac, steluța, aici am fost la femeia asta, i-a reparat ăsta și pe aici pe undeva mai avem o remorcă. Bine, asta e o căruță de fân și ăsta e aici un împrăștător de bălegar, dar cred că era pe aici. Cred că nu știu până era, dar harta e așa, aici era. Și după aia următorul trebuie să mergem la astea, de astea le face misiune între timp, pentru că sunt mult, e mult de muncă și nu știam, acum uite, vezi, că dacă dai pe hartă, nu știam că pot să dau click pe, cum îi spune, pe tractoraș și mă deplasează direct pe tractor. De asta nu știam. Dar, în fine, unde e? Nu pot să dau pe tractor. Când avem, așa, hai să dăm aici, păi e, bang! Ăsta era cuplat aici, acum îl decuplam, că mai țin minte ce e cabia lui, salir, BT, pac, velocitatea de crucero și eu cum îl deschid pe ăsta. Alo, prietene? Se era descuplat. A, nu era descuplat. E, ca altul înainte. Stai, ticule. A, păi, cu 30 la oră cât merge ăsta, o să avem probleme mai, dar în fine. Noi să ieșim pe aici, pe spate, bang, frumos, up, hop. Hai să nu vă plisesc prea mult din exterior, stai, avem mere, aș vrea să le culeg, clac, le culeg eu după amează, nicio problemă. Nu cred că avem mere încă, nu sunt merele făcute, nu sunt astăzi așa puțin. Să punem așa și noi o privire de hau-hau, nu mă las să spun privirea de hau-hau, așa că hai să-i dăm frumos bang aici așa și plecăm. Mergem la tantea aia, știu eu drumul pe unde e, pe aici așa. Să luăm, cum îi spune, sper că nu m-au prea tare, de fapt stai că jocul, cred că e cam tare joculețul, îi dăm aici frumos pe SK. Bang și mergem frumos și reglăm audio de la joculeț, că eu cred că jocul se aude cam tare și nu unde place să audă chiar tare, așa că după aia ne rupe urechile noi. Unde ești Farm Destiny? Unde ești mă tata? Ăsta e aici. Cred că e ăsta de aici, dacă nu mă înșel, lăsăm așa un 30 ceva, cred că ne-a rupt urechile mai vreme, dar asta e, încerc scuze. Se mai întâmplă și din astea. Ia acum să vinem înapoi. Hai, parcă vinem de acasă. Ne acoperea până acolo, așa frumos pe deal, că de nu, noi nu știm să mergem până altă parte, pe aici. Nu știu dacă ați observat, dar în jocul ăsta, uite, avem aici, trebuia să vede berze. Tata, avem berze, ceea ce ne-a dus în 2024 Farming Simulator. Nu e nicio problemă. Facem un mic episod, deoarece jocul ăsta e frumos, dar nici nu vreau să mă întind prea mult cu el. O să mă întind când o să trăierăm, când o să avem baza noastră. Dar până la baza noastră, conform câștig eu, cum îi spune, produsele. Comisiunile încă nu. Deci mergem mai cam sensibil ăsta, cum spune. Și o luăm pe aici la stânga. Mouse-ul e cam sensibil, în față terenul. Merge frumos, agățăm ăla. Am încercat cu mașina, că eu am fost cu mașina să le iau. Am încercat să le iau cu mașina, dar nu se poate. Nu ai cum să le iei, tată, cu mașina. Nu se agață. Deci mașina nu are cârligă, așa că zic, mă duc în bază. M-am pus, am făcut un anii după ce am reconstruit tot grajdul la femeie, uite ce pe cele mijlocul drumului. Am reconstruit grajdul, ce mai avea pe acolo? Cred că mai avea un ambar. Și la altul avea, trei avea. Grajdul, ambarul și cred că ceva la casa am făcut. Să-mi dea la neprăștia bălegar și remorca de fân. După aia mai am văzut să mă apără misiunea de să mă duc să câștig o combină. Ce mai era cred că pe acolo? O semănătoare și nu mai știu dacă e încă altceva, dar probabil conform de termin, aici mă uit de degeaba, că nu vine nimeni, conform termin eu misiunile, tot să deschid altele. Bank face pe aici la dreapta, avem o torină.
Motorina, sincer să fiu, nu știu unde o arată la ăsta. Tete, unde bag motorina? Nu știu dacă bag motorina, dar asta e. Avem peco aici, o să intrăm după aia în peco. Dacă facem pana prostului, ghinionul nostru. Nu e nicio problemă. Hop, hai că... Îi dat pe ultra, așa se vede, el nu se vede, mai știu eu ce, wow, dar nu e rău jocul. Ținând cont că știți cu toții că jocul e foarte din 2015-2016, nici nu știu 100% de când i-a apărut. Dar acum așteptăm să apară și Destiny 2. Așa cum se vede jocul, imaginează-ți, chiar dacă nu e mai rău, dacă umblă la grafică și are aceleași misiuni și aceleași chestii, pentru mine e wow acest joc. Hai să frânăm, ușor, tată, ușor, 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 și după așa, ăsta, ușor, tată, ușor, ușor. Cu ăsta trebuie să ai grijă cu el, îi dăm pe M, pardon. Noi suntem aici, facem cum faceam noi, stai așa puțin, așa. Deci ca să ajungi la tantea, facem, dacă facem pe aici, facem stânga și o luăm pe tărla, tâtâtâc și ieșim de la ea. Ok, a, uite cu alea, să vedeți a doua remorca mea, am crezut că mi-a luat-o băiatul, dar nu mi-a luat-o băiatul, că nu, e băiat de la rău, e un băiat fair play. A reușit într-adevăr să fac și să meargă volanul, că are niște configurații cam nasoale, de asta nu am vrut să fac și a doilea episod. Mă răzgândisim, dar am văzut că i-a dat atâta importanță, 300 de vizualizări la primul episod și zic, bă, nu e rău, să-i dau să meargă și la a doilea. Sau era mai puțin, nici mai știu eu dacă erau 300 sau mai puțin. Uite și pe aici se vede solare care trebuie reparate. Bănuiesc că și aici o să avem misiuni. Mă, nu luăm pe de-a dreptul pe aici ca să nu stricăm cultura la oameni. Că după aia nu știu dacă în jocul ăsta, dacă te porți rău cu vecinii, îți merge și prost. Îmi place în jocul ăsta pentru că ei lucrează în grădinile lor. Îți văd de treaba lor acolo, după care tu apari, le ceri să, un mic ajutor. Te pune la muncă, îți oferă contracost anumite chestii, că n-au bani, mă rog, o fi o sapă, o dă-și pe la Pony Fuji. Eee, prietene, unde te duci, mă? Hai, dai pe drum, mă, mi-am zis că e pe jos. Eee, duce, fuge, mă. Bă, băiatule, fugea ăla pe tarla, deci nebun. Așa, cu pâța meu ăsta de 23 la oră, ajungi noi și dacă e cazul azi. Dar măcar merge și luăm noi remorca, o lăsăm în bază, așa vedeți și voi despre cum stă treaba. Adunăm ușor, ușor, ne adunăm până ne umplim baza cu toate chestiile și după aia ne apucăm frumos pe cultură, te cea gâl, trebuie așa să intru la trailer. Și o să mergem după aia să vedeți și voi cum activăm noi o misiune înainte de ăsta, să vedem ce misiune are acel domn. Avea, opa, pe aici sau. Hai să nu, uite drumul aici. Dacă e șanță foarte adânc, nu mai ești din șanță. Vă garantez eu că am încercat mai devreme și mi s-a întâmplat. Mașina a trebuit să dau înapoi, să mă chinui puțin. Mă pot deplasa și cu autobuzul, dar cu autobuzul îți dai seama că te deplasezi fără utilaj. Așa că nu și-ar rostul, trebuie să vii cu utilajul, că de unul nu poți să-ți iei acel produs. Eu am făcut prost, m-am dus cu mașina, într-adevăr te deplasezi foarte repede cu mașina, dar înainte trebuie să citești ce îți dă. Dacă îți dă o combină, poți să duci cu autobuzul, mersi, îți iei la tine frumos utensilele sau ce trebuie ție, acolo o să iei, cum spune, un șpaclu. Uite oameni, uite cum lucrează, uitați-i și voi. Ia mă. Na mă, când farming la fel, sapă oamenii în livadă. Să rămână doamna, am venit ca să-mi iau remorca. A, tot în regulă, bine, uite-și până acum prășește. Ia dați-mă și voi, uite, sare și pământ din sapă aia, du-te 1000 de ani de aici, că de drag te joci așa ceva. Pe cuvântul meu, nu știu de ce, dar îți dai și au senzație. Și aici am construit eu, am pus jumate cu șmoală, cu tablă în aia pe acolo pe casă. Și aceasta este, acum cobor, dar stai să mergem spate, să o așa agățăm, dacă putem. Asta este căruța care mi-a dat-o femeia în schimbul serviciului care l-am oferit. Așa, hai să dăm înapoi frumos. Hop, nu merge aici, acum, aba, nu merge, nu merge să mă întorc? Nu merge. Nu vrea el, pentru că e, cum îi spune, era, e șmecher. Atât, ușor, 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 cep. Opa, op, gata, gata, Și am acum era. Ce, pac, 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 mai știu cum era să agățăm. Aici, cum era să agățăm? Mai ții minte cum era să agățăm? Toate astea erau aici, te luces, pac, salir, e, ce, cam iar, camera, te. Tu ce stai? Nu, de înapoi, hei, alo. De înapoi, tată, de înapoi. Dar cum era să agățăm și noi? A, Q, aici, apolo, da, mă. Bam, gata, am agățat-o. Gata, tată, s-a fost proțap acolo. Și hai să-i dăm talpă în drum spre casă. O, când îl răsturnăm. Ce-a făcut ăsta? Hai, deci câte un bug, nu-i nicio problemă. Da, și solarul ăsta l-am făcut lui doamna, i-am făcut solarul frumos, l-am
polijat, i-am dat frumos acolo și cu flexul, în stilul meu. Am vrut să-i fur un măr, că mi-era o foame de gheorea mațile, dar zic, hai să nu fim români, totuși nu furăm noi niciun măr. Îi dăm înainte, am acutupeu, îi dăm aici pe ce, pana mea, vreți să-i facem? Hai, tată, ce faci? Hello, ala-i. Hello, pentru că dacă uitați jos în stânga, se schimbă, cum îi spune, volanul pe tasatură și nu-l mai percepe pe ăsta, la altul nu-l mai ia, trebuie să apeși două ori, dar asta e, ne obișnuim, facem noi ceva frumos, sperăm că am specificat și în episodul anterior din Farming Simulator că nu prea mai vreau să mă joc acest joculeț, dar zici mă, până la meu, pe acolo, pe întrelea, nu parcă era pe acolo, pe aici era acasă. Aici era acasă, dumă acasă, mă, tramvai. Ăsta-i jocul nostru. O șim de afară, oare? Vreți să vedeți de afară cum se vede? A? Hai de afară de aici, așa frumos, ce căruța-l tata. O, ce căruța-l tata. A, bagă taticul pe aici de hâța, hâța. Mă, merge rău, îmi place cum se vede. Pac, 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 pac. Da, am așa jocul ăsta odată, odată, nu pe total. Am făcut puține misiuni și m-am răzgândit, îți dai seama, pentru că apar noi moduri la Farming Simulator, apar chestii noi și apoi după aia uiți de ele, le dai acolo în bară sau le dai distal, le desinstalezi și uiți. De acolo se vede o vacă, dacă vedeți și voi, vaca e acolo și uite, iar fuge ăla. Ăștia sportivi sau mi se pare mie? Mă, de aici nu mai știu până să o iau eu. Ha, era aici, în stânga, așa, tata, că nu știu. Ah, dar-s vacile care pe acolo trebuie să o iau eu. Ei bine că am voie pe șosă, să merg pe șosă cu căruța, fără ca să întâmple ceva. Și uite, avem pe aici, avem misiuni, avem tot ce ne trebuie. Nu mai știu dacă aici este vreo misiune sau nu, dar după aia o să vedem. O să ne deplasăm după aia, la ultima... Mai acuși, mai când merge cu tractorul, în timp ce merge cu tractorul, să luăm pe a doilea, ne oprim, poate avem pe drum o misiune, să vedeți și voi cum o activăm. Și eu, între timp, o să rămân să o fac. Unde eram? Copile, fain. Era, a, după stație, eram pe aici. Ăsta cu 23 la oră, pârâi, nu zic, e rău. Dar, tăticule, te cam pitisești și mergând cu el, paca, 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 paca. Na, ținând cont că aici lucrurile sunt noi, eu... Cum îi spune, dau cu ochiul stânga-dreapta, mai fac o cruce aici cu Dumnezeu înainte, la Sfânta Biserică. Veniți la biserică, nu fiți păcătoși, nu fiți toți ca Neovidiu. Veniți la Sfântul Părinte, nu dați bani la Sfântul Părinte, că e plătit. Doar îl folosiți, că el e în folosul comunității. Mai știți, bun era, după vacile astea facem stânguța și după aia, op, am avut senzația că se lasă bariera, zic, mă, cred că se lasă bariera jos, dar nu s-a mișcat de acolo. Hai să o luăm pe de-a de tot și vedeți și noi vacile astea cum paște pe aici, paștele mamelor de vaci, uite ce se bate. Se bate pământul cu cimentul, nu știi care se domine, dar sunt mici erori care le vedem și în farming când e o șosea suprapusă peste aia alaltă. Hello, să rămână, ce faci, băcuțo? Omestat, ce zice? Pac, pac, eu cred că pe aici, uite, avem și căprioare, coloșa, iar vedeți ceva lucruri noi, tot ce vedem noi, băi, ce te cum se văd acolo, uite acolo. Așa se vezi, tată, și pe un farming, uite, se vede vacile de părtare. Uitați-vă și voi, uite căprioarele aici, și uite, porcul mistreț, hai că avem din astea și în jocul nostru de o viață, uite, porci te atacă, dacă ești pe jos, te atacă. Așa că... Aveți grijă și, bine, că fug puțin ca stranii, dacă îi lovești, dispar. Nu poți să-i vânezi, nu poți să faci nimica, dar, mă, nu ești singur pe aici, te simți așa, cât de cât. Chiar te simți bine, eu mă simt bine. Hai, dă-te încolo, mă, mistrețule, dă-te încolo, că ți-o dau, ce-l face fraiericiu. Mă, dar e mare, e cât căruț aici, nu e bun cât am porcul, mâncă te tata, ce-a avut așa din gând să facă, mă, cu ăsta, taur, ce e ăsta, taur comunal. Deci, bălțile, mai rămas bălțile, ce-o sare apa în sus, dă-te 1000 de ani. Că e fain, îmi place. Aici când plouă, tata, seara, ieri a plouat toată ziua. Deci toată ziua că am stat eu pe casă la oamenii aia și am construit și am dat în sus, în jos și dăi. Mă, deci a plouat într-una, ca să zic așa, într-una. Casa mea, după cum vedeți, nu pot acum să activez, dacă mă scobor în jos, mă, tată, e distrus, plouă în interior, acoperiș zero. De asta am lăsat-o să, după ce termin toate misiunile, să vă arăt și vă face și casa, să ne câștigăm puncte și poate, hai tată, că mă accelerez și puțin. Poate facem și noi, cum îi spune, niște bani.
Și asta o să mai afară. Cred că aici o să... Hai, încă puțin. Aici. Mai de în față. Și să ne schimbăm și noi tractorul. Spune solarele, mers, bam, bang, bang, bang. Hai, bă, nu, atât. Așa, și ne întoarcem înapoi. Deci, cum vedeți aici, uite cum arată. Ăsta e... Nu știu cum lumea mă cheamă, că... Dar mă știți cu toții că și de drept, stai așa puțin, se dăm aici un membru, stai tată, prieten, dăm pe iem, stai, nu? Dăm pe, așa. Deci mă duc la ăsta de aici și după, de ce mi-apare așa misiune? A, uite ce misiune. Sunt aici, ce spune? Un ABK cu ce s-a dorat, da, dar mi trebuie să semăn. Ca să semăn după aia, asta mergem și luăm, nu. Trecem pe aici pe o madam și mergem și luăm ăla de acolo după aia. Sau la asta zice când dă nota. Suna vieja josadora în la Gran Cadelo, Colina. Habla con el dueño y pregunta si hay alguna forma în care podrás obtenerla. Zice că ai o de sau combină veche în grajd și trebuie să vorbesc cu proprietarul să văd de ce formă pot să o câștig. Deci, nu aici, nu. Deci aici, așa se fac misiunile, dar acum următoarea e asta. Zice să mă duc să cunosc pe William. Able sobre Lydia. Deci mă duc să-l cunosc pe William să vorbesc în legătură cu Lydia. Bă, o să vorbim în legătură cu Lydia. Acum o să mergem acile la doamna. Că vreau să o activez pe misiunea asta de aici. Asta nu se poate activa? Sau mai avem aici? Nu, Lydia. Ah, deci nu putem să activăm misiunile decât vin una după alta. Mergem, mă fug aici și aș după aia. Eu mi-aduc alea de aici, nicio problemă. O să-mi aduc eu acasă. Ați văzut? Deci am făcut aici, acum avem aici lângă, cum spune, lângă domnița, după aici ce mai spune ăsta de aici, asta testa o să-mi dea o semănătoare și ăsta de aici spune un camion pentru grâne. Ok, perfect, mergem aici la doamna Lydia, am bang, ieșim de acasă de la noi, pu-pu-pu și pu-pu-pu, da, atât, că și unii, pac, a ieșit de acasă, am zis, și mergem, facem stânga, după undeva dreapta, pe acolo. Etapa. După aia mergem și luăm și pe, cum spune, între timp ce activăm misiunea asta, o luăm pe partea alaltă și luăm, mergem să meargă să... și să vă arăt cisterna aia din prăștia Bălegar, cum arată. De fapt, trebuia să merg eu, ia să-mi căbea de să-mi creier. Ia mergem noi frumos, o luăm pe aia, că știu unde e, repede. Și după aia trecem pe la doamna Lydia și activăm misiunea. Deci totuși... să facem invers. Mergem și așa dacă rămânem acolo și începem să muncim dacă îmi dă ceva de muncă. Așa vedeți și voi cum se pune osul la muncă, poate învățați ceva. Că vrem o țară de muncitori. Trebuie să punem osul la muncă dacă vrem să fim patrioți. Astea erau, știi cum era înainte și piramidele mari ne promitea că noi să muncim pentru ei și ei ne apără. Și când e vorba de apărare, tot pe noi ne trimitem frunte. Așa că știți cum se treaba. Trebuia și să bag aici pe teren din ăsta, nu știu terenul ăsta, dacă se pot cumpăra pe total toate, dar nici nu poți să muncești toate terenurile. Iar ce-mi place aici, văd că ăsta e teren sau nu e teren ăsta, nu știu dacă e teren sau nu, sau e sălbatică. Nu, e teren, ăsta am crezut că e sălbatică, eram crezut, da? Florile astea așa, pac, pe aici, pe colea, mă, nu sunt rău, chiar deloc, îmi plac cum arată. Bă, cum dumneavoastră, îi dă așa o vietate, ceva superb. Mai aveam și un arc ca să dăm frumos cu arcul, cum spune, în berzile astea, le făceam penin după aia. Uite-l pe dușman acolo cum stă. Zici că e, cum spune el ăsta? Zici că e aur. Am mai zis o dată, dar e mare, tare, nu știu, ori mi se pare mie, ori. Bine, și, bă, porci sunt. Da, nici chiar așa. Cred. Hai, dat, hai, trăcă, hai să luăm așa pe de-a dreptul, trăcă, poate mai dăși noi aici peste vreun nepuri de câmp să-l ciufulim și noi puțin, faci noi o blăniță, îți dai seama, acum, îmi place tare cum vă facele astea, când vă facele așa în zare, pan, cum stau aici, nu se mișcă prea mult, aproape de activiți, na, închete acolo, stau acolo, dar e ceva, fain. Mai avea și forest, poate în a doilea o vine cu forest, o vine cu ceva în afară, că na, în afară sunt în sori, știi, că ăsta prin gau, ăsta, cum spune, prin gau, sunt spaniolă, ăsta, băiețașul ăsta, care se supune că sunt eu, e nensurat, tată, e nensurat și vrea și el ceva acolo, vrea și el un clig să stea agățat. E gata, pa informațion, pam, ton railului, a, bă, ce spune acolo?
Pa, chiar și am ajuns la Sfânta Biserică. Uite, opa, lumea la biserică, tată. Bă, tată, n-ai văzut? Credincioși și credincioși. Deci eu cred că era pe aici, la dreapta și la stânga, nu era prietenul meu. Cred că pe aici era, dacă nu mă înșel eu. Și pe aia, pe aici, la stânga. Da, totuși noi putem să dăm aici și pe un iem. Pa, frumos, îi dăm aici duble. Și unde sunt eu? Eu sunt nicăieri. Nu, aici am pus eu săgeata. Deci sunt aici și ăsta, da, pe aici, la stânga. Tu faci șosea, nu trebuie să mergi șosea, nu trebuie să facem nicăieri, decât continuăm șoseaua noi. Continuăm șoseaua. Hai, tată, uci de la ea ăsta. Când pleacă, tată, cu... Așa, cum îi spune. Cu tupeu. Stă cam stâng, nu? Și aici se vede că axa nu e axizată prea bine, e mai lăsată. De ce? Cum? Nu știu felul, nu mă întrebați. Probabil încă e în sarcină el. Eu mișc camera, cred că vă amețesc. Deoarece, cum îi spune... Mă, pe aici era dreapta, nu cred. A? Vă știți că era pe aici sau nu? Stai așa puțin unde la iep. Rube? Nu, mai în față, mă. După aia era tu mai aici, în spatele ăsta. Aici, dar dacă apropii și dai zoom. Așa, tată, nu. Mergem aici, dăm pac, așa. Deci mergem în față, trecem și pe aia facem la dreapta, ok. Uite acolo, iar să vede o căprioară sucupa aceea cu mănâncă, o vedeți și voi, cum se vede și în zare, e superb. Superb. Jocul se știe, nu poți să-l joci ca pe farming non-stop, deoarece te plictisești, nu poți să stai pe aia. Da, dacă îi dai așa odată la o săptămână, la două săptămâni, câte așa, un mic rodaj, să zic, nu e rău. Deloc, după aia mai stai pe farming și când te întorci înapoi zici, mamă, cum arată și farming simulator, și nu e bun la cap. Pe unde s-intra pe aici la prietenul meu. Salut, Grigoraș, sau cum te chema, că am și uitat cu metre. Să trăiești dud, să trăiești agud, să trăiești boss. Atât, tata, cum era aici și unde e? Unde e? Uite-l acolo. Acum îl coborăm jos și vi-l arăt și pe ăsta frumos. Ia lu băiatul și ăsta. Ăsta l-am construit, ăsta, ăla de acolo și ăla de acolo, toate trei, deci. Deci trei, cred că erau trei grajduri. Bine, ăsta la acoperișul nu l-am făcut pentru că nu mi l-a cerut. Nu știu de ce, nu mă întrebați. Și arma și eu puțin surprins. Uite, tată, uite pe băieți cum muncesc. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi cum muncesc cu oamenii ăștia. Hai, de ușor, tată, ușor. Hop, Q. Pac, l-am agățat. Uitați-vă și voi cum arată. Deci ăsta îl umplem. Cu ce? Nu mă întrebați de moment, nu știu. Eu cred că se umple cu, cum îi spune, hai să dăm aici pe M, frumos, W, și după aia să mergem în drum spre, cum o cheamă pe Madonna, că am uitat. Aici să mergem. Pac. Deci acum ieșim, ținem drumul, pac, chiar facem aici după biserică imediat, facem la stânga și ținem drumul direct la vale, mai vin spre casă noi. Ținem drept la vale și ajungem direct la Lili, sau cum o cheamă pe aia, sau o cheamă pe băiatul ăla, că am și uitat. Pe aici, nu? Da, pe aici. Dacă mă cam împrăși și eu. E mișto că le-a volanul, dar are... Acum merge binișor. Așa că... Duce și noi, stai, trecem acolo la doamna, activăm misiunea, să rămână la doamna. Da, aici trebuie să dau bună ziua la toată lumea, mă credeți, tată, dar dau bună ziua la toți. Pentru că... Dacă nu, e greu. Cu ei, că să nu se superi, vreau ca să fiu politicos. După ce când au... Ce faci, mă? Ce te oprești? După ce când au văzut că... Am, cum îi spune, grajul făcut praf și pulvere. Sper să mă apreciezi, să zic că mai sărac. Omul, hai să-l ajutăm. De asta stau în stand-by, nu că n-aș putea să repar. Am tot ce trebuie, am materialele strânse. Dar nu, că după aia apare invidia și nu mai bag în seama. Așa, prima oară, se-mi dă ei tot ce au. Și după aia scoate noi ce avem. Deci mergem pe acilișa. Păi, aia ce fac acolo, la pește? Păi, dă-te încolo că pescuiesc. Du-te, mii de ani, uite-mă. Hai, ia-o pe asta. Ia-o pe asta, tată, că pescuiesc oamenii. Băi, ce tare e jocul ăsta. Adică, jocuri cu potențial. De asta l-aș scos pe doiul și nu ezit să-l iau niciun moment. Sperăm că scoate și ăsta o să faci moduri și ar fi să fie modul frumos. Cum... Păi, de exemplu, pur farming nu e rău să faci moduri, numai cu hărți. Dacă îi lăsa să faci și hărți, era superb. Dar nu are hărți. Asta e aceeași căruță, numai care cisterna pusă pe ea. Și cum ziceam, ăla nu... El merge să faci tractoare, merge să faci pulverizatoare, combină, poți să faci...
cam toate utilajele poți să le faci în el ca mod, e foarte ușor, trimiți în, poți să trimiți orice tractor dacă vrei din Giants, îl trimiți în Blender, din Blender să-l exportezi FBX sau, da, FBX sau Object, Object nu merge, FBX trebuie să fie, formatul mă refer și după aia îți ia jocul direct, deschizi jocul și din joc ai edit în mod, te duci acolo frumos, îi dai și începi să-i pui roți, aia să-l faci, am făcut un UTB micuț. Nu m-am mulțumit, cine știe, că sătul de UTB-uri până peste cap și i-am dat eject. Dar, dacă el făcea să meargă și faci și hărți, cât mai multe hărți, eu cred că avea un potențial foarte mare. Hai cu metri, hai tată, că mai am puțin și te împing. Hai să ne știu aici frumos pe un C. Hello, you. Hello, hello, hai tată. Mă, dar motorina chiar ăsta e urât, dar mic rămân fără motorină. Unde voi de motorină ala asta sau nu băgăm motorină în astea? E, dacă vezi afară arată mai mult de atât, nu arată nimica, nu, tot aceeași arată. Și aici dacă țin pe tab, ce zice de motorină? Avem soare, pac, avem ciuperci, avem supă, mâncare, acum e, 25%, hai să-i dăm aici una bucată de asta, am mâncat, gata, am tras-o. Știți ce am mâncat? Am mâncat de asta, cum îi spune, supă de roșii, când ești sărac. Te mulțumești cu, băi, la spaniol spune gazpacho. Auzi frumos sună, gazpacho. Că băi acolo bucat de pâine cu ulei de măslinii, eu dai tata cu puțin usturoi, rupe rândurile. Nu e rău, nu e rău deloc. Uite, se vede casa mea de aici, se vede căsuța mea. Home, dulce, dulce home. Așa cum se zice în Spania, dulce, dulce. Textura e superbă, dar dacă mă lasă fără motorină, e treaba, e gri. După aia o să mă truc eu la Peco. Eu nu știu când umplim, dacă umplim sau nu, n-am nici idee. Că nu văd că n-arată nicăieri. Să zic că, bă, ăsta a tău mai arată combustibil. Dar după aceea când o să cobor în jos, o să, cum spune, o să mă învârt pe lângă el, poate mi-arată vreo informații. Dar acum nu vreau să pierd prea mult timp, că deja s-a pierdut timp și cam ne întindem mult cu episodul 2 și nu și-are rostul. Așa că am făcut misiunile de asta, am și făcut misiunile, cum îi spune, în afară. Am jucat așa pe single și v-am arătat ce am câștigat eu și după aia următoarele vă arăt acum ce mai este și între timp o să apară în bază, depinde cât e de făcut. Dacă e ceva de făcut de arat, că de asta e jocul, să arăm, să reierăm, semănăm, într-o misiune îți dai seama că o să vă prezint. Dar dacă e de construit, nu și-a rostul pentru că e ceva, nu e plictisitor, dar... Nici super, uite bine Peco aici, intră noi în Peco acum să vedem tot, ne plângem Peco. Informa-te, aici, acum mă informez, stați puțin, că acum vin mătușii, stai așa două secunde mătușii, că vine tata acum, numai că două secunde să intru și eu în Peco, să văd ce se întâmplă, dăm aici pe ce frumos, banc, hai mă, cum vedeți. Și dacă intru în Peco, îmi zice ceva, mă, ia să vedem, hai tata, hai. Zici ceva sau nu? Nu zice nici mama aia. Pa de aia. Stai. Sunt gasolinera. Enter. Enter. De zice așa. 1,50€ prețul. Bă, tăticule, 15€. Pa, compra. 1000 de litri. Al tanchi de casa. Ah, eu am tancul de acasă. Bă, ce am cum să cumpăr atâta? 15€. Ce am? Nu cumpăr nimic. Zice, pa, comprar. Nu. Comprați... Despor 15€, da, ăsta, aici îți cumpăr un 20, dar cumpăr la tancul de acasă. Ia, bă, îmi ia sau nu-mi ia? Machina Jack, papapaca, Ieno, 35 de litri, e combustibile, capacitate de tanchi, am 35 litri și el 46, 10 litri. Hai să băgăm 10 litri, asta e, după aia, pac, am băgat, ai văzut? Mi-a scăzut efectivul, gata, tata. Dăm înapoi, hăț, ho, cu metri. Gata, mă, că a mers și tot atâta spaima lui gândac, că n-au nimeni arătat, nu mi-a arătat. Mă, dar, aș luăm pe aici. Nu știam pun să o iau. Mergem aici, hai să lăsăm uite aici, chiar aici, las frumos, pac, pe cum mă turham încă puțin în față, bam, cobor jos și las aici în stradă și hai să vedem ce zice doamna, despre ce vorbim. Alo, să rămâna, asta nu, fără să rămâna, salut, boss, chiar tare, ce face? Salut. Da. Bueno, solo estaba conduciendo, hablando de todo un poco, ¿conoces a una chica que se llama Lidia? Ce doar conduceam? ¿O con Espolidia? Pero es tímida. He estado intentando hablarle y parece como si me estuviese evitando. Una pena.
Ce e foarte timid, femeile, pa pa pam ba ba. Pero estoy seguro de que a ella le encantaría si la invitaras a bailar este sábado. ¿Tú crees? Pero estaba pensando. Créeme, en serio. Vale, suena genial. ¿Qué rayos? Lo haré. Buena suerte. Nos vemos. Seguro. Gracias. Deja trebuie să dansezi cu aia, nu o spus, stai un câteva cum ce ai. Ce zi, misiunea actualizată, Lidia, pa, cam atât să mă duc să vorbesc cu, cred că cu Lidia, deschide noi emo, dar astea oricum le facem după aia. Vă să-l desfacem de aici și mergem aici, deci asta. Mă încanta conștiența Lidia, dale la buena noticia. Deci, lui William îi place să o cunoască pe doamna care te ducă să dansezi sâmbătă la bal cu ea. Și a zis să-i dau bună notiție. Nu-i dăm nicio notiție noi. Noi nu-i dăm notiție. Încă acum, că de când dată, acum noi suntem al nimănui. O luăm pe aici, nu luăm acasă. Hai ducem astea acasă frumos. Nici acasă nu mai ducem. Banc frumos. Stai, scobor în jos. Eu, cum e te stai, tata? Așa. Vezi, asta se întâmplă. Când apeși tastatura, se încurcă volanul cu ăsta. Bun. Eu sunt Ovidiu. Până data viitoare. V-am pupat. Dați like. Dați și voi un share, un coment. Să vedem despre ce vă place, ce nu vă place și vă mulțumesc pentru susținere, pentru tot. Pe data viitoare v-am pupat. Ciao, ciao, ciao!